sunt cuvinte care scris în Biblie, de oameni care au suferit credința. Aș vrea ca în această dimineață Domnul să ne îndărească fiecare, pentru că să știți că în casa de rugăciune nu vin oamenii care sunt perfecți, oamenii care sunt perfecți, sfinți, și vin oameni care au slăbiciuni, care au nevoie de ridicare, de creștere și au nevoie de veșnicie. Amin. Și pentru aceasta venim fiecare. Dacă ai o ziua bună, nu semnifică că ziua următoare o să fie perfectă. Dar ne încredem în Domnul. Amin. Și El ne dă puterea cuvenită să putem birui. Amin. Inima în piept, ne va sălita.
doar eu, fi despre cer nerăbdător.